Salutare! Astăzi facem ceva un pic special. Asta de aici e carcasa mea, carcasa de la Project Metro și dacă nu ați văzut clipul, puteți să mergeți să-l vedeți, o să pun pe acolo sus. Deși carcasa asta m-a servit bine în ultimii 3 ani și anul trecut am convertit-o în ce vedeți voi aici, am câteva probleme cu ea. Cea mai mare e lipsa airflow-ului, pentru că nu are decât un vent aici pe unde poate să intre aerul și chiar și aici avea o bucată de plastic care împiedica puțin airflow-ul pe care am scos-o între timp. Pe deasupra, porturile audio pentru microfon și căști s-au stricat și cu ea mi-a lipsit foarte mult un filtru de praf aici în față, pentru că se strânge extraordinar de mult, pentru că a stat pe jos. Deci, astăzi e ziua. E ziua în care plec de la carcasa asta și mă mut spre ceva nou. Așa că, cei de la Fractal Design au trimis asta, Define 7 Compact. E un Define 7 puțin mai mic și e exact ce vreau eu, pentru că am vrut o carcasă puțin mai mică decât aia, mi se părea că ocupă mult prea mult spațiu și are toate feature-ele cât să-mi încapă toate componentele și pe deasupra are un design foarte premium și auziți? Un mic disclaimer, Fractal Design mi-a trimis carcasa asta pe gratis și mă lasă să o păstrez, dar asta nu mă afectează cu nimic părerea despre ea și probabil v-ați prins de părerea mea din titlu. Încă nu știu, pentru că n-am asamblat nimic în ea și nu pot să vă dau o părere acum pe loc fără să facem un PC. Deci, hai să facem asta. Am componentele aici, în cea mai mare parte. Avem un B450 SteelSeries de la ASRock ca placă de bază și o să folosesc un procesor Ryzen 2700X. Era cel mai bun procesor pentru editare video și ce mai fac eu pe canalul ăsta, la cel mai bun preț. Pentru RAM avem 16 GB de RAM de la Crucial și, încă o dată, ăștia sunt RAM de la Crucial, doar că heatspreaderele astea de pe ei, pe care scrie HyperX, au fost cumpărate de mine separat, le-am luat de pe AliExpress. Și le-am pus după aia peste, pentru că am fost gârcit atunci când i-am cumpărat și am luat PCB-uri din alea libere, care nu arată prea bine. Acum pentru SSD o să folosesc un M.2 de 250 de GB de la Kingston. E un Kingston A2000. E un SSD de buget, dar are suficientă performanță pentru ce vreau eu și ca să țin Windows-ul și câteva programe e mai mult decât suficient. Cel puțin deocamdată, până o să renunț la hard disk. Putem să trecem să punem placa de bază în carcasă, pe care am cam lăsat-o, am cam neglijat-o, deși e obiectul videoclipului. La panoul lateral e un sistem foarte fain, se desface pur și simplu așa. Ok, și ăsta e panoul de sticlă. Și panoul din spate exact la fel. Dar deocamdată nu umblăm acolo. În carcasă avem destul de mult spațiu, cât să încapă plăci de bază până la ATX. Din păcate nu încap plăci EATX din cauza ridicăturii ăsteia, unde sunt și garniturile prin care o să treacă cablurile din spatele carcasei. În partea din față avem un radiator de 140 de mm, iar în spate avem unul de 120. Astea sunt ventilatoare destul de calitative, dar nu o să le folosim pe astea, o să vă arăt imediat ce folosim. Ne trebuie RGB până la urmă. O să folosim un Fractal Design Celsius Plus S28 Prisma. E un cooler de 280 de mm, adică are două ventilatoare de 140. Sunt addressable RGB și avem addressable RGB pe pompă. Radiatorul ăsta putem să-l montăm numai în față. Deci, în carcasă avem în față loc de un radiator de 360 până la 360 și sus unul de până la 240. Acum, ca să putem instala coolerul, trebuie să dăm jos ventilatorul din față. Și ca să dăm jos ventilatorul din față, trebuie să scoatem filtrul ăsta de praf care vine până sub sursă. Așa. Avem aici. Și acum în partea carcasei, în partea de jos a carcasei, e o fantă și când tragem de ea, foarte fain e că avem material ca să absorbă sunetul. Nu știu cât efect are, dar nu știu, e un gând frumos.
Și pe deasupra avem filtre de praf aici și aici, care se pot scoate afară foarte ușor. Un lucru care îmi place mult la coolerul ăsta e că toate cablurile se leagă în hub-ul ăsta care e direct pe el. Deși cablurile sunt destul de multe și destul de groase, bine, arată ceva mai premium decât cablurile de ventilator normale. Ventilatoarele se leagă între ele, mă refer la RGB, și poți să le pui în serie, după care poți să legi un singur header aici. Ăsta e header-ul de pe pompa coolerului. La pompă mai e o chestie foarte faină, are două moduri, are mod de PVM, adică să-l controlezi din placa de bază, sau are mod de auto și dacă rotești de cercul ăsta superior, atunci schimbi modul de acționare. Șurubărim spre șurubărești, Johnule. Radiatorul e instalat, acum urmează să punem coolerul, adică pompa, mai exact, pe procesor. Două lucruri care nu-mi plac la coolerul ăsta. Sistemul de montare pentru AMD e un pic ciudat și, nu știu, mi se pare că au salvat niște bani, deși nu v-am spus prețul până acum, dar ăsta e un cooler de 800 de lei. E un cooler aproape mai scump decât procesorul pe care îl punem. Și sistemul ăsta de montare e foarte, foarte dubios. Avem aici o gaică care se prinde de sistemul stock care vine cu placa de bază și după aia avem una mobilă care se strânge cu o piuliță și asta se prinde în cealaltă parte aici la placa de bază. Pe deasupra, ce nu-mi place, tuburile sunt prea lungi pentru o carcasă așa de mică. În carcase mai mari are sens, dar dacă ar fi să pun logo-ul cum trebuie, atunci tuburile ar arăta așa și nu prea îmi place, sincer. Așa că o să învârt pompa de la cooler și chiar dacă logo-ul stă cu capul în jos, tot mi se pare că arată mai bine. Plus că e PC-ul meu, fac ce vreau. Pentru hard disk-uri avem două tăvițe care se scot și între hard disk și tavă vin garniturile astea care sunt făcute să anuleze vibrațiile, să nu se răspândească sunetul prin carcasă și să fie și mai ok pentru hard disk pe termen lung. Ok, acum hard disk-ul se bagă aici. Șuruburile astea sunt puțin cam proeminente și cred că o să avem probleme atunci când facem cable management-ul, pentru că panoul lateral se înfige exact aici în găurile astea. Și dacă avem vreun cablu care pică pe ele, atunci panoul cel mai probabil nu o să se închidă. Mai vreau să mai spun ceva despre cușca asta de hard disk. Dacă vreți să puneți un radiator de 360 mm, pentru că un radiator cu tot cu ventilatoare are undeva la 5 cm grosime, cușca trebuie dată mai în spate, deci vă limitează un pic locul pentru sursă și cablu. Ca și sursă o să folosesc un Corsair CX750M, de 750W, este 80 plus bronz, o am cam de 2-3 ani și mi se pare că își face treaba foarte bine, e semi-modulară, deci mai reduce din cabluri și la carcasa asta, ca să montăm sursa, trebuie să o trecem cu totul prin partea din spate și să-i punem, o să-i spun, adaptor. Și ajungem la partea care distruge o carcasă complet sau o ridică și mai sus, cable management-ul. O să folosim mai mult decât cablurile astea aferente. Am luat un set de extensii brodate, cum l-ați văzut pe cel din build-ul cu Valhalla. Astea sunt destul de nasoale, adică vreau să zic procesul de lucrat cu ele, pentru că sunt destul de rigide și inflexibile. Și pe deasupra cam dublează volumul de cabluri pe care l-ai tu în spate. Am unul de 24 de pin pentru placa de bază, unul de 4 plus 4 pentru procesor și unul de 6 plus 2 pin pentru placa video, pentru că ne trebuie doar un singur cablu.
Cable managementul e gata. Puteam să fac o treabă mult mai bună, pentru că am aveam destul spațiu pentru diverse chestii, dar oricum o să desfacem PC-ul în curând și am zis că n-are rost. Aici avem niște distanțiere pentru cabluri prin care putem să le trecem. Mi se par absolut inutile. Deci tot ce fac este să îți dea la o parte cablurile care vin cu carcasa. Dar dacă nu ar fi ele aici, tu ai putea să pui cabluri mult mai groase pe lângă cablurile care sunt deja aici. Pe deasupra, între sursă și cușca de la hard disk-uri, dacă cușca e dată destul de în față, ai suficient loc cât să tot îndeși pe cabluri. Acum e momentul adevărului, să punem panoul lateral. Am uitat să menționez și pe ăsta avem material fonoabsorbant. Spre deosebire de alte carcase, ăsta nu se prinde în șuruburi, deci nu prea poți să forțezi panoul dacă nu ai făcut o treabă bună la cable management. Da, deci o să trebuiască să scot plasticul ăsta de pe cablu. Pentru că cred că ăsta ne împiedică în cea mai mare parte. E, altă viață. A luat puțin și stă foarte bine, dar asta e o problemă, după părerea mea, cu sistemul ăsta, deși e fain că nu mai trebuie să stai să deșurubezi așa și se deschide foarte, foarte simplu trăgând de el. Problema e că nu poate să țină panoul închis dacă e un pic forțat de cabluri. Conectăm și cablul 6+2. Acum, mai vreau să vă arăt o șmecherie la carcasa asta. Panoul de sus se scoate de tot și vine în cutie cu un al doilea panou care e făcut pentru airflow. Deci, dacă vreți să montați ventilatoare aici, nicio problemă, și intră, cred că am mai spus, radiatoare de până la 240 de mm. Aveți un filtru de praf care se scoate. Trage așa un pic de el. Problema mea cu chestia asta e că filtrul ăsta de praf interferează cu modelul de pe panoul de sus. Dungile astea mi se pare că strică tot feng shui-ul de pe restul panoului. Încă ceva, ventilatoarele ar fi arătat mult mai bine dacă le-aș fi pus invers, pentru că au RGB adresabil. Dar mi se pare că în configurația asta e mult mai bine ca ventilatoarele să tragă aer din față decât să îl tragă din spatele carcasei, unde nu ai atâta airflow. Și vine de aici și răcește și placa video și procesorul. Și acum să punem și panoul frontal pentru ca build-ul să fie 100% gata. Așa arată. Și acum cât o să vă spun concluziile, o să vedeți niște imagini cu PC-ul pornit. Probleme. Am avut niște probleme la cable management, cum am zis, la șuruburile alea de la cușca de la hard disk. Nu trebuie să ajungă niciun cablu pe ele, altfel nu o să se închidă panoul de nicio culoare. A doua problemă este prețul. Carcasa asta, așa cum o vedeți, cu toate accesoriile pe care le-am enumerat și așa mai departe, costă 600 de lei, care e un preț destul de mare pentru o carcasă. Nu văd problema în a da așa de mult atunci când faci un PC de 5.000-6.000 de lei, dar pentru un PC de buget clar nu merită să investești atât într-o carcasă. Dar dacă totuși alegi să o faci, cred că oricum te va ține măcar 7-8 ani și o să te treacă prin multe iterații de componente, asta dacă nu treci pe water cooling custom sau alte chestii din astea. Pentru un PC destul de stock, e suficient de mare, suficient de încăpătoare, are loc pentru mai toate chestiile, dar, din nou, nu o recomand pentru oameni cu bugete mici. Cea de-a treia problemă și ultima este că panoul din față, nu știu dacă se vede foarte bine aici, e un magnet de amprente. Deci nu m-am pus mâna așa pe el și deja e plin.
nu poți să o ștergi decât cu șervețele cu alcool. Per total, eu sunt foarte mulțumit de ea și primește recomandarea mea. E bine gândită și, din nou, materialele sunt premium. Deci, dacă vreți să investiți într-o carcasă, asta e o opțiune destul de solidă. Coolerul arată foarte bine și e foarte frumos cu addressable RGB-ului și ventilatoarele alea așa mari și are un airflow foarte bun, dar nu mi se pare că merită chiar 800 de lei, pentru că se găsesc opțiuni de buget mult mai ieftine și performanța o să fie cam tot pe acolo. De fapt, chiar vreau să fac un clip în care o să compar coolerul ăsta de 800 de lei din nou cu un cooler de buget, dar pe aer. Și vreau să vedem atunci cum se raportează diferența de preț pe performanță. Vreau să le mulțumesc încă o dată celor de la Fractal Design că mi-au trimis lucrurile astea ca să mă joc cu ele. Linkurile de la ele sunt în descriere. Și vreau să vă mulțumesc și vouă celor care ați rămas până aici. Și dacă ați rămas până aici, poate dați și un subscribe și un like și îmi scrieți în comentarii cum vi se pare vouă carcasa asta și ce carcasă folosiți voi eventual. Aici au fost Pirații IT și până data viitoare, arr!